Bun găsit la emisiunea Antrenament pentru Succes. Eu sunt Daniel Ghigea și alături de mine este Oana Mitea. Oana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Astăzi vorbim puțin despre voluntariat și despre succes. Și prima întrebare pe care o am pentru tine este aceasta. Ce este de fapt voluntariatul? Adică ce ar trebui să înțeleagă un om care n-a avut niciodată de-a face cu voluntariatul, care n-a fost niciodată voluntar, despre treaba asta, voluntariat? Voluntariatul este practic o muncă care nu este remunerată. Este o muncă care este în folosul comunității. În folosul comunității, în folosul unor organizații. Poți să faci voluntariat oriunde, de la spital, la organizații, la strâns deșeuri de pe marginea șanțurilor, la plantat copaci, la reabilitat case. Toate. De fapt, este o muncă neremunerată. Bun, deci asta înseamnă practic următorul lucru. Eu vin la o fundație și spun, eu vreau să fiu voluntar, vreau să fac ceva în folosul celorlalți, fără să primesc bani, corect? Corect. Am înțeles bine. Și atunci, dacă eu nu primesc bani, de ce ar trebui să vin să muncesc pe gratis? Pentru că, vezi, toată lumea spune, da, muncim, dar vrem bani, ne trebuie bani și atunci voluntariatul este ceva, în urma, o muncă în urma căreia nu primești bani. Care sunt beneficiile cuiva, unei persoane care vrea să facă treaba asta? Pe lângă beneficiile legale, avem în vigoare legea voluntariatului din 2013 deja, care este recunoscută ca experiență de muncă și ca vechime muncă voluntariatul, însă voluntariatul făcut la organizații care pot da adeverință de voluntariat, care pot încheia un contract de voluntariat. Voluntariatul ți-aduce enorm de multe beneficii. Pe lângă faptul că contribui și faci bine în comunitate, înveți o grămadă de lucruri, cunoști foarte mulți oameni, care în general sunt oameni faini. Oamenii faini fac voluntariat. E adevărat. Și îți clădești așa, pui cărămidă peste cărămidă la viitorul tău. Mai ales dacă ești foarte tânăr, poți să faci voluntariat la organizație, este considerată în experiență în muncă, înveți foarte mult și apoi te poți duce cu un CV extrem de interesant la potențiali angajatori. Pot să-ți povestesc experiența mea de voluntariat. De recent, în timpul facultății, am fost voluntar într-o organizație studențească internațională. Pe toată durata? Pe toată durata, toți cei patru ani. Deci patru ani în experiență în voluntariat în timpul facultății. Am intrat în această organizație din anul întâi de facultate, au fost recrutori. Este o organizație care Asociația Internațională a Studenților în Economie și Management. Eu am terminat științe economice și am muncit acolo de la lipit afișe inițial, de la gândit proiecte. Am fost în Consiliul Director al acelei organizații, m-am ocupat de resurse umane, până la a ține legătura cu foștii membri ISEC, am merge la companii pentru sponsorizări, de la organizat evenimente naționale, internaționale. Și ce a contat enorm de mult, faptul că aveam în CV această experiență în momentul în care m-am dus să mă angajez. Orice companie mare se uită, nu se așteaptă ca omul pe care tocmai a terminat facultatea să aibă cine știe ce experiență profesională. Înțelege lucrul ăsta, însă caută experiență de orice fel. Iar voluntariatul și munca într-o organizație te ajută să dobândești enorm de multă experiență, chiar dacă nu-ți dai seama. Nu este experiență plătită, dar e fantastic de important că ai făcut ceva și ai făcut ceva cu rost. Și atunci angajatorul, în momentul în care se uită pe două CV-uri similare, care au aceleași competențe, au terminat aceeași școală, au note similare, să zicem, automat le alege pe cel care a făcut voluntariat, pentru că nu așteaptă să termine facultatea ca să lucreze undeva, ci pur și simplu s-a implicat. Și da, de exemplu, pentru liceeni contează foarte mult în momentul în care vor să dea la facultăți serioase. Acele facultăți se uită pe CV-urile lor și se uită în special la munca de voluntariat, la munca extra școală pe care a făcut-o elevul respectiv. Deci da, contează enorm, chiar dacă nu ne dăm seama pe termen scurt, pe termen lung contează enorm. Plus conexiunile și relațiile pe care ți le faci sunt extrem de importante. Să clădesc încă de la vârste mici, e foarte important ce oameni cunoști,
Oameni care la un moment dat te pot determina să alegi un anumit drum în viață sau experiența lor de viață te poate determina să mergi într-o anumită direcție. Spuneai că timp de 4 ani în facultate ai făcut voluntariat. Cam câte ore dedicai acestui proiect, să zic așa, într-o săptămână sau? Yeah. Pentru mine era un full-time job, să zicem. Adică alocam enorm de mult timp. A fost viața mea de facultate, practic, asociația în care eram. Da, era un full-time job, mai mult decât un full-time job. Bun, și atunci când tu mergeai la voluntariat, bănuiesc că aveai colegi care mergeau la club sau mergeau la distracție. N-ai simțit așa o urmă de regret? Nu te-ai gândit mai bine mergeam și eu la o terasă decât să fac treaba asta? Dar voluntariatul nu înseamnă să nu te distrezi. Nu înseamnă să nu mergi la party-uri, nu înseamnă să nu ieși cu prietenii tăi, însă ieși cu oameni care au aceleași dorință ca tine, practic aceleași valori. Da, e foarte fain să faci voluntariat, te distrezi enorm de mult. Chiar și acum, deci chiar ne distrăm. Nu înseamnă că ești foarte serios și scorțos în momentul în care... Dar ești foarte serios în ceea ce faci, însă partea de fun este extrem de importantă. E adevărat. Și în acel timp, în cei 4 ani de zile, care crezi că e lucrul care te-a ajutat cel mai mult în cariera ta? Adică ce ai învățat în timpul voluntariatului timp de 4 ani? Un lucru... Trainingurile la care am participat. Ai participat la multe traininguri? Alea au fost... Deci am participat la traininguri pe care apoi, după 10 ani de experiență profesională, m-a trimis compania la traininguri similare. Da, cred că ăsta este principalul beneficiu și, repet încă o dată, oamenii pe care i-am cunoscut în acele momente, în acel timp. Vreau să te întreb puțin, în general, cum sunt oamenii care se implică în domeniul ăsta. Spunea că e foarte important că în voluntariat cunoști oameni de valoare. Care ar fi caracteristicile oamenilor de felul acesta? Adică, cam cum îi pot ajuta oamenii aceștia pe tinerii sau nu doar pe tinerii, și pe adulții care vor să facă voluntariat? Sunt oameni care hotărăsc să-și dedice o parte din timpul lor pentru alții. Deci să înțeleg că sunt oameni generoși. Absolut. Sunt generoși, sunt... filantropi, pentru că ce am constatat, oamenii care fac voluntariat sunt și oamenii care donează. Sunt oameni cărora le pasă și doresc să facă o schimbare în domeniul de care le pasă. Da, cred că vorbim de generozitate, în primul rând, aici și de o conștientizare a nevoilor din comunitate. Voluntariatul este doar pentru tineri sau voluntariatul este și pentru oameni de 50 de ani? Sau de 60 de ani. Voluntariatul este pentru oricine. Tinerii aderă mult mai ușor la munca voluntară, însă avem și profesioniști care fac voluntariat. Adică voluntariatul nu înseamnă doar mă duc să strâng gunoaie sau mă duc să plantez copaci. Pot să fii voluntar, un contabil poate să fie voluntar pentru o organizație sau pentru un proiect, acordându-și timpul pentru a ține contabilitatea acelei organizații. Sau un avocat poate să fie voluntar muncind și uitându-se pe documentele legale, ajutând o organizație să aibă documentele în ordine și bine puse la punct și legale. Deci, practic, scuză-mă că te interrup, practic, indiferent de care ar fi meseria sau calificarea unei anumite persoane, poate să dedice din timp să facă ceva util pentru comunitate. Exact, îți găsești un rol în orice. Adică, de la un om de marketing care poate să gândească campanii pentru o organizație sau pentru evenimente, sau pagini de web sau flyere sau... Adică nu există limită în ce poți să... Un medic poate să fie voluntar. Deci nu... Am avut medici voluntari la Bike-a-thon. Da, poți să fii în orice domeniu și să faci voluntariat. Un pensionar poate să facă voluntariat. El are timp, să zicem. Să zicem că are timp și poate să lucreze cu tinerii și pe care să-i învețe din experiența lor de viață, din experiența lui de viață. Deci nu există limită în ce poți să faci ca voluntar. E adevărat lucrul acesta. Următoarea întrebare. Aici în Făgăraș există fundația comunitară. Ce face
mai exact sau mai concret fundația comunitară în orașul nostru? Noi încercăm să mișcăm lucrurile, mobilizând oamenii să facă lucruri pentru comunitatea lor. Practic, suntem o platformă în care încercăm să aducem, de o parte, să identificăm nevoile, dar să identificăm și resursele din comunitate. Este un cadru larg în care oricine se poate implica. Nu implementăm în mod direct proiecte, ci oferim o platformă pentru celelalte organizații sau grupuri de inițiativă din țara Făgărașului să-și desfășoare proiectele lor. Practic, încercăm să le oferim finanțări, încercăm să le oferim know-how, voluntari dacă au nevoie. Încercăm să mișcăm lucrurile făcându-i pe alții să miște lucrurile. Deci, practic, sunteți un fel de motivatori, ca să zic așa, oameni care motivează pe alții să ia atitudine, să se implice. Înțeleg bine? Înțelegi bine. Un fel de agregator, motivator al comunității, da. Și zi-mi, te rog, vorbește-mi despre câteva proiecte concrete în care ați avut nevoie de voluntari și ați avut voluntari care s-au implicat și care v-au ajutat. Ce proiecte concrete? Toate proiectele noastre au nevoie de voluntari. Să zicem că proiectul care angrenează cei mai mulți voluntari este Bikeathonul. Este un eveniment de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală. Am avut a doua ediție anul acesta. În primul, cum funcționează Bikeathonul? Cauze din comunitatea locală și înscriu proiecte la Bikeathon, pe platformă electronică. În primul an am avut 10 proiecte, în al doilea an am avut 16 proiecte. Acești oameni își înscriu proiecte și apoi noi organizăm traininguri pentru ei, în care învățăm cum să strângă fonduri, cum să-și facă cunoscută cauza în comunitate. Ei încet, încet, apoi încep să-și înscrie bicicliști, bicicliști care nu doar pedalează pentru acele proiecte, ci sunt motivatori și strâng bani pentru proiectul pentru care pedalează. După ce se înscriu bicicliști, se înscriu și donatori pentru biciclistul respectiv. De exemplu, dacă eu mă duc și pedalez pentru un proiect în care cred, îmi invit familia și prietenii să doneze pentru mine, pentru proiectul pe care îl susțin. Și astfel se propagă, se multiplică, are un factor de multiplicare foarte mare pentru organizații. Bikeathonul în sine nu are sens fără organizații, fără organizațiile care luptă să strângă bani pentru ele. Deci nu este un simplu eveniment de dat cu bicicleta, ci este un motiv și o platformă ca organizațiile să-și facă cunoscute cauzele și să strângă bani pentru a le și îndeplini. Care ar fi un alt proiect pe lângă Bikeathon? Un alt proiect, un program pe care îl derulăm, suntem la a treia ediție, este Youth Bank sau Banca Tinerilor, care este ce presupune. Recrutăm la începutul anului școlar un grup de liceeni, încercăm să avem diversitate atât de licee cât și de fete băieți, încercăm să reflectăm în acest grup de tineri, inclusiv mixul cultural al Făgărașului și etniile care există aici. Pe acești tineri îi recrutăm, este o echipă formată între 15 și 20 de elevi, pe care apoi începem să îi trainim. Avem diverse traininguri de dezvoltare personală, de înțelegerea conceptului de Youth Bank. Acești tineri sunt total voluntari la Fundația Comunitară și ei organizează, învață să organizeze diverse evenimente de strângere de fonduri. Trebuie să strângă 1500 de euro până la 9 februarie, au acest target. Da, sunt mai multe proiecte în Youth Bank? Ai spus că sunt 15-20 de... Sunt 15-20, anul acesta avem 16 tineri în program. Ce e foarte fain la acest program, că ei hotărăsc absolut tot ce fac. Noi doar le oferim cadrul legal și învățăm cum să facă lucruri și avem grijă ca lucrurile să se întâmple bine. Ei hotărăsc prin ce metodă strâng banii, cum implementează proiectele respective. De exemplu, am făcut un târg de sărbătoarea Dovleacului, i-au spus ei la sfârșitul lunii octombrie, în care au vândut diverse lucruri făcute de ei, ceai, prăjituri, au făcut picturi pe față, ateliere de creativitate. Da, ei au libertate de a decide
cum strâng banii și apoi ce fac cu banii respectivi. Pentru că proiectul este din mai multe etape, programul e din mai multe etape, o parte de strângere de fonduri, care ei hotărăsc cum strâng fondurile. Fundația comunitară găsește un partener care să le dubleze suma strânsă. Deci, practic, ei trebuie să pună osul la treabă, să zic în ghilimele, să facă, să adune o sumă de bani. 1500 de euro, da. Și apoi target. Partenerul pe care îl găsiți voi le dublează această sumă. Adică le mai dă încă 3000 sau le mai dă încă 1500? Ca să aibă total... Poate să le dea și 3000, dar de obicei le dublează suma, le dă încă 1500 și au 3000 de euro. Iar la sfârșitul lunii februarie lansează un concurs de finanțare. Cu acești bani, ei merg la colegii lor liceeni și le spun, uite, noi vrem să vă dăm suma asta ca să gândiți și să faceți diverse proiecte care să aibă legătură cu tinerii și cu comunitatea. Până acum s-au finanțat 16 proiecte ale tinerilor, care sunt diverse și extrem de interesante. Probabil la fel se va întâmpla și anul acesta, să vedem dacă vor reuși să strângă banii. Și anul trecut, în proiectul trecut, poți să-mi dai... două exemple sau un exemplu de proiecte care au fost duse la bun sfârșit? Adică ceva interesant care s-a întâmplat? Da. Și... este un parc de workout care a fost finanțat prin proiect. Parc de workout, adică de exerciții fizice? De exerciții fizice în aer liber. Sunt tot felul de bări pe care un grup de liceeni din Radu Negru s-au gândit că ar fi bine ca să fie existe și în orașul nostru, pentru că există în tot felul de orașe mari, însă la noi în oraș nu există așa ceva. S-au mobilizat, au scris un proiect, au aplicat pentru finanțare. E proiectul care a întrunit cel mai mare punctaj și au obținut finanțare, au mers, deci a fost destul de complicat de implementat acel proiect, pentru că aveai nevoie de avizul primăriei, aveai nevoie de un teren pe care să pui acele bori, aveai nevoie de fonduri suplimentare, pentru că n-ai banii obținuți prin finanțarea Youth Bank, nu ajungeau pentru ele, aveai nevoie de o firmă care să ți le facă și da, acești trei tineri au făcut totul de unii singuri. Iar acum există acel parc în Făgăraș. Te referi la cel de la de lângă combinat? Stadion, da, da. A, uite, nici n-am știut că... care, nu știu care a fost istoria, să zic, background-ul prin care a apărut acele aparate acolo, care sunt foarte interesante. Eu am văzut aparate din acestea în Spania, când am fost în urmă cu mai mulți ani. În multe orașe, în multe părculețe există exact ceea ce am văzut aici. Atunci mi-a adus aminte de Spania și am zis, uite, că și România merge în direcția care trebuie. Și un alt proiect? Un alt proiect finanțat anul acesta, mie personal mi-a plăcut foarte mult. Un grup de liceeni, care sunt de la diverse licee, s-au gândit să meargă să învețe engleza pe fetele de la Casa Maria. Și merg în fiecare săptămână, o dată de două ori pe săptămână și fac ore de engleză cu fetele de acolo. Fetele de la Casa Maria sunt de la casa de copii? Da, exact. Și merg o dată sau de două ori pe săptămână și fac engleză cu ele. Proiectul se continuă și în momentul ăsta, în continuare, chiar și după ce s-a terminat finanțarea proiectului, ele continuă. Au avut nevoie de bani ca să-și cumpere materiale, cărți pentru învățarea limbii engleză. Și mi s-a părut fabulos, adică e un exemplu de cum poți să te implici și poți să faci lucruri. Din experiența ta, ce ți-au spus tinerii care s-au implicat în proiectele acestea? După ce au făcut proiectele, după ce au obținut finanțare, după ce au pus în aplicare, după ce au finalizat planul, cam ce ai văzut în ochii lor atunci când te-ai uitat la ei? Eu, sincer, văd cum evoluează pe parcursul unui an și îți dai seama că sunt mult mai maturi, eu știu ce vor de la viață, dobândesc anumite abilități. Unii chiar își aleg viitoarea carieră în funcție de ce au făcut în mod voluntar. Da, clar se vede o schimbare. Chiar dacă uneori au probleme cu părinții, că alocă prea mult timp acestor activități, poate cu profesorii, dar chiar se vede o schimbare. Adică e necesar să... e foarte important să mergi la școală și să îți vezi de teme și să te pregătești pentru admitere, pentru bacalaureat, dar e foarte important, sunt extrem de importante și abilitățile și cunoștințele pe care le dobândești în
a munci în mod voluntar pentru diverse proiecte. Adică nu sunt neapărat materiale și ușor de identificat pe moment, însă e clar că o contribuie la dezvoltarea lor pe termen lung. E adevărat, lucrul ăsta e un lucru extrem de important, gândirea pe termen lung. Spun asta pentru că și eu încerc să gândesc pe termen lung, nu doar la ceea ce fac pe moment, în viitorul foarte apropiat, ci mă gândesc cum să fac o investiție care să aibă beneficii pe 10 ani, pe 20 de ani. Și atunci voluntariatul îți poate aduce beneficii pe termen, pe termen lung. Absolut, absolut. Adică orice facem ne aduce beneficii pe termen lung sau orice facem cu cap și gândit ne poate aduce beneficii pe termen lung. Adică informațiile și experiența pe care o obții făcând voluntariat nu prea poți să le obții din altă parte. Poți să afli de la colegi sau de la oamenii cu care te întâlnești, inclusiv ce cărți să citești, la ce filme să te uiți, unde să mai mergi, ce oameni sunt faini de ascultat. E enorm de diversă informația și experiența pe care o poți primi în aceste activități. Ce tocmai mi-ai spus tu acum m-a dus cu gândul la un domeniu pe care îl consider extrem de important și anume despre mentorat. Spuneai că oamenii pe care îi întâlnești pot să-ți recomande cărți, filme, diverse emisiuni sau activități. Care este rolul mentoratului sau cum vezi tu mentoratul în legătură cu voluntariatul? Este important, însă noi trebuie să avem foarte mare grijă ce ne asumăm. La ce te referi? Dacă vrei să fii mentor, pentru acești tineri, trebuie să fii foarte conștient de ce înseamnă a fi mentor și trebuie să citești despre lucrul ăsta. Noi încercăm, de exemplu, să dezvoltăm un program de mentorat cu bursierii pe care îi avem și cu finanțatorii fondului de bursă. Nu e ușor să fii mentor. Încercăm să dezvoltăm, să zicem, un mini-ghid despre ce înseamnă să fii mentor, dar trebuie să ai o mare grijă ce poți să faci. Adică a fi mentor nu înseamnă să-ți impui propria ta voință. Mentor nu înseamnă șef. Eu sunt șef și tu faci ce zic eu. Tu, mai degrabă trebuie să fii un fel de prieten mai mare. Un fel, Big brother. Exact, pentru tinerii respectivi. Nu trebuie să-ți impui propriul tău drum. Drumul tău a fost al tău. Este un exemplu, dar este doar un exemplu. Însă poți să-i ajut să-și găsească drumul. Dar trebuie să ai mare, să fii extrem de responsabil de ce faci. Un alt proiect despre care am auzit aici în Făgăraș este Cercul Donatorilor. Ce este Cercul Donatorilor? Cercul Donatorilor este tot o platformă prin care încercăm să facem ca proiecte să se întâlnească cu donatori și cu oameni care pot contribui la ele. Este mai mult de atât. Este un fel de arenă, mie îmi place să spun că e un fel de arena leilor, dacă știi acea emisiune. De ce? Pentru că aduce în fața donatorilor, la fiecare ediție a cercului, câte 3 proiecte. Aceste 3 proiecte, fiecare dintre ele are câte 6 minute să se prezintă în fața donatorilor. Și apoi ce vine partea interesantă este că au 6 minute în care să răspundă la întrebările puse de către donatori. Asta îmi place foarte mult. De fapt, interacțiunea dintre public, dintre donator și proiect. Poți să înțelegi ce se întâmplă cu banii tăi, poți să înțelegi cum poți să contribui mai mult decât o donație de 50 de lei, poți să vezi pe termen lung ce schimbare poate să producă în comunitate și da, poți să pui întrebări dificile, de fapt asta e. Nu dăruim doar o sumă de bani, ci dăruim și interesul nostru pentru proiecte, dar zic că e un fel de arena leilor. Vrem să investim în proiectele alea, dar vrem să ne convingă că sunt importante pentru comunitate. Da, am făcut până acum 4 ediții ale cercurilor de donatori în Făgăraș. Proiectele care se prezintă acolo sunt au un buget de 2000 de lei, 2000-2500 de lei. Deci vor fi 3 proiecte, fiecare de câte 2000 de lei. Aceasta a 5-a ediție pe care o facem pe 11 decembrie va avea tema arta sau cultură artă. Va fi de cultură artă. De ce?
Pentru că datorită faptului că implementăm în Făgăraș acest cer de donatori, Fundația Comunitară a primit donația un poster Picasso. Un poster Picasso autentic. Un poster Picasso autentic, de la cel care a inventat acest concept de cer de donatori. Este Fred din Anglia. Și vrem, cu ocazia celei de-a cincea ediții, să-l și expunem ca să-l poată vedea oamenii. O să stau la Muzeul Țării Făgărașului, posterul. Și da, din acest motiv ne-am gândit ca proiectele să aibă legătură cu cultura și cu arta. Și deci văd că este o diferență între Bikeathon și între Youth Bank și între cercul de donatori. Care este targetul? Este o diferență, dar de fapt oarecum sunt tot la fel. Adică aceeași... Este o platformă. Fiecare au o platformă diferită. Sunt modalități diferite de a implica comunitatea. Și atunci, da. Cercul de donatori, cine poate să doneze bani? Poate să doneze, de obicei, noi invităm oameni care au mai fost la alte ediții ale cercurilor de donatori. De exemplu, eu mă duc la cercul de donatori și știu că o să susțin un proiect. Mai chem un prieten cu mine sau o prietenă sau o chem pe mama sau... Da, încă astfel, cineva. Încă cineva. Astfel de oameni pot să... Adică orice fel de om poate să meargă la cercul de donatori. Nu trebuie să fii milionar, miliardar ca să fii filantrop. Asta tot repet. Dar trebuie să donezi cu cap. Adică, dar ce înseamnă să donezi cu cap? Ce înseamnă să donezi cu cap? Să înțelegi ce se întâmplă cu banii tăi. Și să înțelegi că a da unui cerșător 5 lei nu înseamnă nimic. Însă a investi, să zicem, într-un proiect care vrea să... Aceeași 5 lei. Într-un proiect care vrea să eradicheze cerșătoria, poate să aibă pe termen lung o implicație mult mai mare. Asta înseamnă să donezi cu cap, să te gândești care este rolul banilor tăi. Banii mei și banii tăi și banii oricui sunt la fel de importanți. Și eu cred că e important să ne gândim ce se întâmplă cu banii ăia, care este contribuția reală pe care o aduc cei 5 lei donați de mine. Și dacă pun eu 5 lei, tu 5 lei și încă 100 de oameni câte 5 lei, putem împreună să facem o schimbare în comunitate, în domeniul respectiv. Asta înseamnă să gândești în momentul în care faci o donație, să te gândești dacă organizația respectivă e serioasă, dacă primești raportări de la ei, adică dacă vezi ce se întâmplă cu banii tăi, și dacă proiectul intră în area ta de interes, că nu trebuie să donăm pentru orice fel de proiect, trebuie să donăm pentru proiectele care ne plac și proiectele în care credem, absolut. Da. Putem să nici nu donăm, adică nimeni nu se supără dacă la cercurile de donatori vine cineva acolo și nu donează. Dacă nu te-a convins niciun proiect, nu donezi. Spuneai că nu trebuie să fii milionar sau miliardar ca să faci donații. E foarte interesant lucrul acesta, pentru că în accepțiunea multora, donatorii sunt oameni foarte bogați de genul Gigi Becali sau o altă personalitate care vine și spune gata, fac un spital, fac o chestie. Spune de donații de 50 de lei, spune de donații de 5 lei. Și înțeleg faptul că fiecare om poate să doneze chiar Absolut. Dacă este licean, poate Absolut. Să doneze 5 lei. O, da, avem echipa de liceeni, de obicei la cercurile de donatori vin și copii, tinerii din Youth Bank. Da, și pun câte 5 lei, câte 10 lei și licitează. E sub formă de licitație donația la cercul de donatori și donează 50 de lei din partea lor. Deci ori înțeleg că nu contează atât de mult suma pe care o donez, că donează gestul. Faptul contează că... enorm de mult gestul și asta spun, contează către cine și către ce îndrepți banii. Eu susțin că e foarte important că oamenilor care le dai banii, proiectelor către care îndrepți tu banii, să vină să-ți spună ce au făcut cu banii respectivi. Este unul din standardele noastre, noi trimitem raportări către donatorii noștri. Este extrem de important ca eu, care am donat, să mă duc și să aflu ce s-a întâmplat cu banii mei. Da, să văd că s-a creat o bibliotecă nu știu unde sau că s-a mai ridicat un panou de escaladă în Făgăraș. Da. Deci vrei să vezi că banii au fost folosiți exact pentru scopul pentru care au fost... Exact. Donat. Și atunci, da. Eu ca donator pot să am motivația necesară ca și în data următoare să dau. Să dăruiesc pentru că văd că se întâmplă ceva.
Care este satisfacția sufletească pe care o au cei care donează? Aici pentru că atunci când eu am 50 de lei în buzunar, eu mă gândesc, am 50 de lei, pot să te invit pe tine să mâncăm o pizza sau pot să nu mai mănânc o pizza și să donez 50 de lei pentru o cauză. Eu trebuie să renunț la plăcerea mea de a mânca o pizza ca să fac o donație. Are sens ce zic? Are sens ce spui. Motivațiile sunt diverse. De la dorința de a face bine până la dorința de a arăta că ai făcut bine. Toate sunt la fel de legale, ca să zic așa, și la fel de naturale. Nu este una mai bună decât cealaltă. Fiecare donează din propriul, datorită unei experiențe pe care o a avut-o în tinerețe sau de curând sau mai de mult, datorită interesului pentru un anumit domeniu, datorită unii oameni donează pentru că vor, pomenei de Gigi Becali mai devreme, pentru că vor să se vadă la televizor că au donat. Însă să știi că avem foarte mulți donatori care doresc să fie anonimi. Inclusiv noi publicăm în rapoartele noastre anuale lista tuturor donatorilor, fie persoane fizice, fie persoane juridice. Avem și persoane fizice și persoane juridice care nu-și doresc ca numele lor să apară acolo. La fel de important și la fel de respectat este orice fel de om care donează. Deci motivațiile sunt diverse, nu pot să-ți... Pot să-ți spun de ce donez eu, de exemplu. Ok, de ce donez tu? Pentru că îmi place proiectul respectiv și pentru că cred în el și că vreau să văd schimbarea pe care o poate produce. Oana, spuneai despre cărți, că atunci când devii voluntar și intri într-un mediu de genul acesta, vei auzi de unele recomandări de cărți. Cât de importantă este lectura astăzi? Te întreb asta pentru că mulți oameni spun că n-avem timp să citim, că e mai interesant să facem altceva. Cât de mult ajută cărțile? Cât de mult ajută din punct de vedere al dezvoltării personale cărțile? Aici iarăși pot să-ți vorbesc din exemplul meu personal. Eu cred că lectura te duce și a citi o carte. Am și un Kindle pe care nu-l folosesc. L-am primit, dar nu-l folosesc. Nu-mi place să citesc de pe Kindle. Îmi place să citesc, să am o carte în mână și să o citesc. E extrem de important să citești. Îți dezvoltă imaginația, creativitatea, te duce în diverse lumi o carte. Fie că vorbim de o carte de dezvoltare personală, care poate să fie mai tehnică, sau vorbim de un roman științifico-fantastic, nu știu. Da, te dezvoltă. Nu pot decât să dăm lumea să citească, ca să poată să-și dea seama de fapt de experiența pe care o ai citind o carte. Ce cărți crezi că sunt cele mai potrivite sau ce stil de cărți? Crezi că există un anumit fel de cărți care sunt mai recomandate sau pur și simplu e bine să citești un domeniu pe care care te atrage? Întreb asta pentru că eu citesc cărți multe de dezvoltare personală, dar în același timp nu mă atrag cărțile de ficțiune, de exemplu. Mie îmi plac cărțile astea și astea le citesc. Tu cum vezi treaba asta? Acum nu sunt un expert în domeniul... Da, îmi place să citesc, dar eu, de exemplu, prefer cărțile de ficțiune. Cred că trebuie să... Încerc să fii variat în ceea ce faci, în ceea ce citești. Să încerci mai multe genuri, să încerci mai mulți autori, să încerci mai multe epoci, astfel îți creezi o diversitate și diverse experiențe pe care ți le pot aduce cărțile. Depinde, dacă ești în momentul în care în viața ta ești interesat de dezvoltare personală, automat citești cărți tehnice de dezvoltare personală. Dacă vrei să te relaxezi, eu citești alt gen de cărți. Dacă îți place, dacă îți plac cărțile științifico-fantastice și așa, citești acel gen de cărți. Nu știu, am trecut prin diverse etape în momentul vieții mele. Dacă îți place să citești cărți de dragoste, citești cărți de dragoste. Deci nu. Fiecare citește ce-i place. Avem așa o mare diversitate de cărți și găsim atât de multe cărți în biblioteci și în librării, încât ține de noi ce citim și
Dar e important să citim. Adică... Deci tu ești de acord cu cei care spun n-am timp să citesc? Nu. Nu ești de acord. Și sunt de acord cu cei care spun n-am timp să fac ceva, deși mi-ar place foarte mult. Nu, dacă ceva îți place foarte mult, pui mâna și îl faci. Timpul ți-l faci în funcție de ce. Nu, de priorități. Da, dar eu nu cred în povestea asta. Nu am timp să fac aia sau când o să ajung la bătrânețe și o să mă apuc să citesc. Nu, sau o să mă apuc să fac nu știu ce. Nu cred în povestea asta. Cred că ne putem face timp pentru lucrurile pe care le considerăm importante pentru noi și nu trebuie să ne ascundem după lipsa asta de timp care e reală. Care e o scuză. Da, e o scuză, da. E o scuză. E o și scuză. Altceva ce să vă zicem, că adică, e o scuză. Cu tine povestea mai rămân că dacă noi nu investim în noi, cine o să investească? Nu? Da. Da, e adevărat. Investiția pe care o facem noi consider că e cea mai importantă investiție. Corect. Pentru că dacă mie nu-mi pasă de mine, de propria mea persoană, de ce ți-ar păsa ție mai mult decât îmi Corect. Pasă mie? Are sens, nu? Are. Și atunci, recomandarea ar fi ca fiecare persoană să încerce să prindă gustul. Că de fapt bănuiesc că despre asta e vorba, că dacă la școală am fost forțați să citim diferite cărți pe care nu le-am agreat în mod deosebit, dar ni s-a spus la școală, profesorul de română, trebuie să citești romanul ăsta, 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 ăsta. Și tu citești și nu-mi place romanul ăsta, mă plictisește. Și atunci rămânem așa cu o traumă, să zic, referitoare la cărți. Cărți? A, nu, nu-s pentru mine cărțile. Deci înțeleg că fiecare poate să găsească un domeniu, o nișă, să zic așa, un stil de carte care să-ți placă cu adevărat. Uite, acum, apropo de școală și de profesorul de română, am avut un profesor de română foarte fain în liceu, care ne îndemna să citim. Și da, ne dădea acea bibliografie cu cărțile pe care le citim, dar la un moment dat, cred că eram în clasa noua, și zicea de genul, citiți acum, că o să vedeți voi mai încolo, că nu să mai aveți atât de mult timp de citim să până acum. Adică când o să terminăm școala, o să avem atât de mult timp. Nu, deci o să țin minte întotdeauna faptul. Și chiar mă bucur că ne, să zicem, nu ne obligă neapărat să citim, dar cumva a reușit să facă să ne facă și să citim și să ne placă lucrul ăsta. Da, e un lucru mare să citești, să și placă să citești. Da. Spune-mi, te rog, ce carte... Sau zi-mi despre una din cărțile care te-a influențat, care te-a ajutat, care te-a făcut să vezi un pic peste ceea ce vedeai, care ți-a deschis orizontul, să zic așa. Deci, eu sunt un cititor de SF-uri, dar, să zicem, o carte care mi-a plăcut și pe care o recitesc din când în când este Micul Prinț. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Sau cu ce ai rămas, care e o idee sau un principiu sau cu ce ai rămas după ce ai citit cartea asta? Sau de ce ți-a plăcut cartea Micul Prinț? Cum te-a ajutat? Pentru că te lasă cu un sentiment că tu ești singurul responsabil de ce faci cu viața ta și de cum e lumea din jurul tău. Cred că de-aia. Ai spus un lucru mare, că tu ești singurul responsabil, pentru că dacă ar fi să ducem discuția în domeniul ăsta cu responsabilitatea, cred că ar trebui să vorbim multe, multe ore. Dar vreau să profit de minutele pe care le mai avem la dispoziție să te întreb puțin cum vezi tu partea cu responsabilitatea personală. Trecem și prin niște momente care cred că m-au făcut să reflectez la responsabilitatea mea față de mine și față de lumea înconjurătoare, cred că da, suntem responsabili. Noi tot am așteptat și am făcut responsabili pe alții pentru ce se întâmplă în țara asta, pentru ce se întâmplă în comunitatea noastră, fără să ne dăm seama că este în primul rând responsabilitatea noastră să facem ceva. Da, stai un pic, când spui responsabilitatea noastră, te referi la responsabilitatea individului. Absolut. Sau unui grup de indivizi? Nu pot să arunc responsabilitatea asupra altcuiva atâta vreme cât eu nu mi-o asum pe a mea. Și eu nu fac treaba cum trebuie și nu încerc să fiu mai bun în ceea ce trebuie. Nu e gargare, poate părea gargare, dar chiar nu e. Da, ultimele săptămâni m-au făcut să reflectez mai mult asupra care este rolul meu și dacă eu cumva nu accept și eu să poate așa. Și mi-am dat seama că da, las că merge și așa, este cumva și în natura mea. Și da, da, măcar reflectez la ce se întâmplă și încerc să-mi dau seama de fapt unde greșesc și eu. Pentru că nu greșesc doar conducătorii
sau doar factorii responsabili, greșim fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi avem o responsabilitate pentru ce s-a întâmplat în ultima vreme în România. Atunci când spui lucrurile astea, gândește-te puțin la schimbare, să vorbim foarte puțin despre schimbare. Consider că schimbarea începe de sus, de la politicieni, de la oameni care sunt undeva sus în niște funcții, sau începe de la mine, eu, Daniel, de aici din oraș, care sunt un om ca la fel ca toți ceilalți. Absolut. Și Oana, care e o persoană care e la fel ca toți ceilalți. Cum se întâmplă, de fapt, schimbarea? Eu cred că schimbarea se întâmplă din interiorul fiecăruia. Deci înseamnă că ne amăgim când spunem vrem schimbare și ne gândim să se schimbe politicienii sau să se schimbe alții. Nu o să se schimbă nimeni. Uite, de exemplu, apropo de să se schimbă politicienii, am niște prieteni la ea și pot să le spun prieteni care și-au dat seama că politicienii nu se vor schimba, tot aia vor rămâne, tot primari în închisoare vor avea. Și s-au unit și au zis noi vrem schimbare în Iași. Hai să facem un partid politic prin care să... Da, și asta înseamnă schimbare. Adică tu, ca cetățean, nu să te mai plângi atâta de cei care te conduc și să pui mâna să... Să faci tu ceva. Ce poți să faci. Că nu-ți cere nimeni să faci ce nu și poți. Și să-ți faci treaba bine. Adică, indiferent de ai fi, trebuie să-ți faci treaba bine. Da, și tu să ai sentimentul ăla că da, mi-am făcut treaba bine. Omul de lângă tine va vedea că tu nu mai tolerezi să... Lasă și așa. Că merge și așa. Că merge și așa, cum e specific pentru noi. Și încet, încet, bulgărele se rotește. Eu în asta cred. Dar nu poți aștepta ca Xulescu să-și facă treaba mai bine, că tu nu trebuie să te schimbi. Eu întârzi la servici, exact. Eu mă fofilez, eu nu fac ceea ce ar fi trebuit să fac, cu adevărat. Eu cred că suntem responsabili fiecare dintre noi de schimbare. Și nu trebuie să așteptăm de la alții. Oana, mai avem la dispoziție doar câteva minute și vreau să te rog acum să ai un scurt mesaj pentru cei care ne-au urmărit în lumina discuției pe care am avut-o noi. Un sfat, o recomandare, o idee sau ceva din inima ta, ce putea să le transmiți? Cred că o să nu mai stai inerți și să se implice și să facă lucrurile pe care le consideră e importante, de a se strânge în fața blocului și aș face grădina din fața blocului mai frumoasă. Adică să nu mai aștepte primăria. Da, da, sau de a te aduna, uite, am văzut o inițiativă foarte faină cu câteva săptămâni a Asociației Aproape de Natură, care a postat pe Facebook, uite, noi sâmbătă ne ducem și strângem gunoaiele de pe malul Oltului, pentru că nouă ne place să ne plimbăm pe acolo, să ne dăm cu bicicletele. Tuturor ne place să ne dăm cu bicicletele pe acolo, dar chiar au avut inițiativă și au strâns gunoaiele de acolo. Cred că foarte multă lume ar trebui să facă lucrul ăsta. Îmi place să mă plimb prin părculeț și mă tot plimb cu părculețul acesta și mă tot plâng că copilul că nu e foarte curat acolo. Păi vorbesc cu părinții pe care îi văd lângă mine, cu copiii și hai să ne adunăm într-o sâmbătă să facem ceva. Adică nu mai e cazul să stăm să ne plângem atâta că nu se întâmplă lucrurile, ci trebuie să punem mâna să facem, pentru că stă în puterea noastră. Da, noastră, a fiecăruia dintre, a fiecăruia dintre noi. Da, exact. Ok. Oana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Ați urmărit o emisiune care se numește Antrenament pentru Succes. Și vă aștept și data viitoare, săptămâna viitoare, marți seara, după știrile de la orele 20. Până atunci, îndrăzniți să fiți niște voluntari de succes. La revedere!